Salut! Vă prezint eu cum puteți voi să tăiați trandafirii și iarna, deci cum fac eu. Deci eu întotdeauna îi tai toamna târziu, iarna, da? Din ce motiv? Foarte simplu. Ei se vor regenera în fiecare an și vor face flori foarte frumoase. Dacă eu aș lăsa trunchiul mare, în 2-3 ani, planta îmbătrânește și pur și simplu se usucă. Și așa, dacă dumneavoastră îi tăiați fiecare an cam la 15 cm, exact cum fac eu, ia din mugurii de lângă tulpina de jos, ba da, ramuri noi. Deci lăsați cam 15 cm. Și rupeți, trebuie rupte neapărat ramurile vechi, putrezite, că aici va rămâne boli, vor rămâne boli și se va îmbolnăvi planta. Totdeauna curățați planta. De crăcile vechi. Iată, vedeți? Acestea groase se vor usca anul viitor și vor da din rădăcină în fiecare an crenci noi. Iată. Deci, în stilul acesta veți avea în fiecare an o plantă tânără și cu flori multe. Dacă v-a plăcut filmulețul, nu uitați să vă abonați și să distribuiți.